În momentul în care tu ești primitor de oaspeți, tu vei putea să-l inviți la tine chiar pe cel pe care l-ai evangelizat. Ai modalitatea aceasta și noi am vorbit mai în iarna, la începutul acestui an, despre metoda lui Matei. Cine își aduce aminte despre metoda lui Matei? Matei, evanghelistul, înainte de a fi evanghelist, a fost la vamă. În momentul în care el l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, Matei și-a dat seama că el trebuie să spună despre Iisus și altora, dar el nu știa o altă modalitate, dar Matei era caracterizat de aceasta, primitor de oaspeți. În momentul în care el avea calitatea aceasta de a fi primitor de oaspeți, el a chemat și pe alții, a chemat pe vame și a chemat pe colegii lui, a chemat pe vecinul lui și a spus: veniți la mine acasă, am o sărbătoare, am un motiv ca să vă invit la mine acasă. Și în momentul în care el i-a invitat pe acei oameni acasă, ce a făcut el? A invitat și pe Domnul Iisus Hristos, slavă Domnului! De multe ori, dragii mei, aș vrea ca să înțelegem, noi putem ca să pierdem anumite ocazii de a sluji cuiva, dar în altă parte în Scriptură, nouă ni se spune: fiți primitori de oaspeți, pentru că unii, fără ca să știe, prin primirea oaspeților, știți ce au făcut ei? Au găzduit pe cine? Chiar pe... N-aud. Mai tare. Îngeri. Îngeri. Dumnezeu este Cel care poate la un moment dat, prin ceea ce numește teologia, teofanie, adică înaintea ta vine un om, înaintea ta este un frate, dar prin fratele acela, prin omul acela, prin cunoscutul sau necunoscutul acela, îi vine un înger al lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care are puterea aceasta și spune: vreau ca să văd cum se va comporta fiul meu, fiica mea, creștinul meu, creștina mea, cum se va comporta el în situația aceasta. De aceea, apostolul Petru, alăturat de celelalte texte din Sfânta Scriptură, vine și ne spune: dragii mei, trebuie ca să știți, a fi un bun copil al lui Dumnezeu, trebuie să ai și caracteristica aceasta, să fii primitor de oaspeți. Putem să spunem noi un amin? Eu știu pe cineva care n-a avut calitatea aceasta. N-a avut nici măcar copii. Și cineva a vrut ca să-i controleze. Și a zis: mă duc mai de dimineață. Și s-a dus mai de dimineață, era iarna. Și-o stat, o vorbit din cuvânt, s-o rugat, o venit amiaza, n-o mâncat ca să nu mănânce nici ăsta ce-a venit la ei. Și-o stat până aproape spre seară și n-o mâncat pentru că nu era calitatea aceasta. Săptămâna aceasta, de fapt săptămâna cealaltă, am avut o familie din Suedia aproape o săptămână, au plecat ei și peste vreo 3 ore au venit 4 persoane din America și au plecat ei și au venit alte 3 persoane din Moldova și discutând cu ei, ei știau că am fost foarte ocupat și am spus: uite, scuzați că asta am reușit acum, soția nu era acasă, eram singur. Și ei au spus: dar cum așa? Și zic: uite așa, au plecat suedezi, au venit americani, au plecat americani, repede soția a schimbat patul, ați venit voi, plecați voi, vin alții. Și unul dintre ei a spus: frate, păi la mine dacă trebuie să vină cineva în vizită, îi coșmar în casă.
Nu mai știe nevastă mea ce să fac, dar oare ce să fac, dar farfurile astea sunt bune, dar nu sunt bune, dar mâncarea asta e bună, dar nu e bună, dar oare bea de acolo apă sau nu bea de acolo apă, vai de mine, dar mai bine să nu-l aduci, mai bine du-l la restaurant. Om care a mărturisit lucrul acesta și pentru astfel de creștini și în mod cu totul deosebit, oamenii cărora mă adresez eu astăzi, în primul rând, membrii Bisericii Philadelphia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune tuturor, începând de la mine ca și pastor, ca și predicator, și terminând cu ultimul care stă pe ultimul scaun, noi trebuie să fim caracterizați cu această calitate, să fii primitor de oaspeți și Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să vă spun un secret. S-a întrebat odată o familie, oare cum așa, uite, acolo în casa cu tare și copiii mulți sunt și musafirii întotdeauna primește și are cu ce să-i primească și are cu ce să-i petreacă. Și când a întrebat pe familia respectivă, este vorba despre o familie din România, s-au uitat acei doi și au spus așa, oaspeții care vin la noi în casă, ei de fiecare dată se roagă și rugându-se, ei îi spun lui Dumnezeu, Doamne, binecuvintează casa aceasta. Amin? Mie mi-e greu să spun mai mult și așa poate am spus prea mult că am spus despre mine. Vă rog, înțelegeți-mă, nu aceasta vreau să scot în evidență, vorbesc acum despre mine, ca să înțelegi dumneavoastră despre voi. Amin? A fi primitor de oaspeți poate fi când tu inviți pe cineva în mod intelect. Logic, tu te gândești și îl inviți. Îl inviți din oricare motiv. A fi primitor de oaspeți când cineva te sună și spune, uite, s-a întâmplat cu tare, trebuie să zbor mâine dimineață, sunt de la nordul Moldovei, am nevoie să dorm sau vin de la aeroport noaptea, ajung la ora 11, trebuie să plec noaptea, nu am cu ce, am nevoie unde să dorm. Deci, în primul rând, tu inviți pe cineva, în al doilea rând, cineva se invită și în al treilea rând, situații neprevăzute care pot ca să apară și te poți apropia de cineva într-o zi la biserică, ca și astăzi, și te poți apropia de cineva și întrebi, vreau ca să vă cunosc. Și când îl cunoști și când o cunoști pe persoana respectivă, poți ca să descoperi că poate e venită din sat la spital la soț. Și vreau să spun ceva, că bine ar fi ca în momentul respectiv să gândești în felul următor, oare femeia asta n-ar trebui ca să mănânce ceva la amiază? Doamne, vorbește-ne! Amin? Dar noi știți ce ne gândim? Da, eu am acasă numai borș, nicio problemă. Nu aceasta contează, dragii mei. În cultura Moldovei, și nu doar a Moldovei, chiar și în România, știți pe ce noi punem preț? Noi punem preț pe farfuriile pe care le așezăm. Trebuie să fie din setul, nu știu care, nu vreau să fac nici reclamă și nici nu mă pricep la ele. Dar dacă n-am farfurii de acelea, nu pot să primesc oaspeți. Dacă n-am furculițe de acelea, nu pot să primesc oaspeți. Dacă n-am cutare și cutare meniu, nu pot să primesc oaspeți. Dragii mei, în momentul în care tu vrei să organizezi, cum spuneam, modelul lui Matei și inviți pe cineva, faci o masă, dar ai un scop spiritual. Acolo tu poți ca să spui, da, eu mă pregătesc în felul acesta pentru
că fac un ospăț, o sărbătoare. Dar în momentul în care este vorba despre un drumeț, în momentul în care este vorba despre un străin, și străinul acela ți-l a dat Dumnezeu ție, că dacă mi-l dă mie, fiți sigur că nu-l trimit niciodată la nimeni. Dar dacă Dumnezeu cumva ți-l dă ție, și vă spun din experiența pastorală, nu-l aduceți la pastor. Nu că nu-i primitor de oaspeți, dar Dumnezeu ți-l a dat ție ca tu să-l iei. Putem să spunem amin? Luați în considerare adevărul acesta pentru că este din Sfânta Scriptură. Fiecare, după darul, după locul, după poziția, după slujba, după calitățile, după înțelepciunea pe care a primit-o de la Domnul și Domnul să ne binecuvinteze. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. O altă acțiune. Și fratele Sandu tot accentua și tot spunea, fraților, am văzut acolo lucrarea Duhului Sfânt. Am văzut acolo lucrarea Duhului Sfânt. De ce, frații mei? Pentru că în momentul în care tu spui cuvintele lui Dumnezeu, în momentul în care tu te duci și îi spui cuiva, Doamnă, Domnule, măi băiete, uite, vreau ca să-ți spun din Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, din dragoste pentru tine, ca să moară, pentru ca tu să ai viața, pentru ca tu să ai iertarea. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, dar aici, mai departe spune, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea. A cui este slava? A Domnului. Dar puterea a cui este? Tot a Domnului. Și în momentul în care noi plecăm și rostim cuvântul Domnului în jurul nostru, îl lăsăm pe Dumnezeu. Și așa după cum vă spuneam, de fiecare dată, conștient, spui, Doamne, eu nu pot. Eu nu pot mântui, eu nu pot ierta, eu nu pot convinge. Al convinge pe cineva de păcat nu este în responsabilitatea mea. A convinge pe cineva de păcat este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pentru că Iisus spunea, și când va veni Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl, El va convinge lumea în ceea ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Dar eu și dumneata trebuie ca să rostim cuvântul Domnului. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Sunt vremurile sfârșitului. Ce trebuie să facem noi? Să ne cumpărăm provizii în caz că va veni sfârșitul? Așa au făcut americanii. Înainte de anul 2000, s-au speriat și au spus, anul 2000, computerele nu vor mai funcționa pentru că ele au fost setate acolo. Cei cu informatica știu mai mult decât încerc eu ca să spun acum, au fost programate în așa fel, încât ele când vor ajunge la anul 2000 se vor opri și nu vor mai putea să funcționeze. Ce se va întâmpla? Nu va mai fi electricitate. S-a dus și a cumpărat generatoare. Au umplut beșurile cu apă și cu alimente, că anul 2000 va fi. Când va fi, nimeni nu va ști. Amin? Nimeni nu va ști, pentru că Domnul spune că El va veni când nimeni nu se va aștepta. Întrebarea mea este, ce faci acum când tu ai înțeles că noi trăim vremea când sfârșitul este foarte aproape? Îți bagi mai multă apă minerală în beci ca să ai ce bea? Cumperi mai multe produse? Mai faci un bunker ca să te ascunzi? Ce faci? Cuvântul lui Dumnezeu ne-a dat astăzi răspunsul. Începe cu rugăciunea, continuă cu dragostea, slujirea altora prin primirea oaspeților și rostirea cuvintelor lui Dumnezeu. Amin? Amin? Aceasta noi trebuie ca să o facem, dragii mei.
Și dacă noi vom înțelege și vom acționa în felul acesta, noi vom fi cei care vom grăbi venirea Domnului Iisus Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Amin.